Dan Vlădău i-a dat lovitura de grație celui mai bun prieten al său, Victor Slav. Dacă la nunta cu Bianca Drăgușanu, burlacul era cavaler de onoare, ei bine, acum lucrurile par să se fi schimbat. Bogdan a lăsat să se înțeleagă că între el și Bianca ar fi ceva... Ce anume ne spune chiar el? Victor Slav a primit o lovitură sub centură chiar de la prietenul lui, Bogdan Vlădău. Inițial mi-a spus că o să dorm cu Bianca, dar... Ce-a zis să vă ride cu Bogdan Vlădău? Oare știe ceva neamărin ce noi nu am aflat încă? Cred că lumea știe că eu pot să fac orice. Asta știm cu siguranță, dar se pare că nici prietenul lui Victor nu se dă în lături. Cu cine stai în cameră? Cu cine dormi în pat? Cu neamărin sau cu Bianca? Neamărin mi-a spus că inițial mi-a spus că o să dorm cu Bianca, dar n-a fost așa. A acceptat nimic. Dar oare cei doi au petrecut clipe fierbinți în timpul filmărilor pentru emisiunea Poftiți pe la noi? Vezi că ea vrea să se mărite încă o dată. S-ar putea să... Păi am auzit și chiar nu se mărite cu Bogdan Vlădău. Cea mai tare. Și să fie Victor cavalerul de onoare, nu? Ei doi să fie foarte bun, eu cu Victor am o relație, așa că ce înseamnă asta?